o ocazie la Cluj și la acest spectacol de operă. Am venit la Cluj ca să deschid un masterat al Academiei de Diplomație Culturală din Berlin, pe care o prezidez, și e o bucurie că pot să includ Universitatea din Cluj în acest mare proiect european și mondial, și aflând că la operă este acest eveniment, am venit pentru că am avut ocazia prin anii 66, cred, amintesc că terminasem facultatea și eram asistență la filarmonică să-l prind pe Antonin Ciolan, care avea 80 de ani în acea vreme, și a fost un concert care mi-a rămas în minte. Dacă îmi permiteți, Clujul emite pretenții prin aleșii săi actuali de a deveni, de a candida pentru demnitatea de capitală culturală europeană în anul 2020-2021. Acum, dumneavoastră, o personalitate academică și politică, ați recunoscut politicieni clujeni pe aici? Ați văzut la acest eveniment pe cineva dintre clujeni? Nu vreau să vorbesc de politic. Eu am venit din mediul academic și cultural, în politică, și m-am întors acolo și mă simt foarte bine. Am contribuit la Sibiu, am avut inițiativa de a promova Sibiu, capitalul cultural, probabil când va fi Clujul, nu știu unde voi mai fi, dar eu are succes.